Abonați-vă la Kitoons și lăsați distracția fără sfârșit să înceapă! Bună, dragi urmăritori! O foarte importantă sărbătoare internațională se apropie deja! Halloween! Da! O noapte în care spiritele se întorc pe pământ și... Și nu e nimic mai frumos decât să o petreci cu BFF. Înseamnă cele mai bune prietene. Să vă distrați! Pa și ham! Salut! Suntem animăluțele cele mai pasionate de coafuri! Ne bucurăm de aventuri din plin! BFF, BFF, prieteni! BFF, să ne oprim când suntem împreună! Coafuri și aventuri! I love you! Halloween, nu vă speriați! Cred că am să ajung la mall mai devreme dacă o iau pe scurtătura asta. Haide, Lady Gigi! E doar o alee întunecată și sinistră. Monștrii nu există! Trebuie să fie o explicație! O explicație! Ce coșmar! Monstrul a fost așa înfricoșător încât mi s-a ridicat părul pe cap! Din fericire a fost doar un vis! Am să dau bună dimineața urmăritorilor mei! Deci nu a fost un coșmar? Ce mă fac cu părul meu? Halloween! Sărbătoarea mea preferată! Dovleci, bomboane, filme de groază! Anul ăsta am să câștig premiu pentru cele mai bune decorațiuni! Vor da salonului meu un aspect înspăimântător! Îmi lipsesc unele elemente! Dovlecii ăștia sunt foarte copți. Vor putrezi. Am o idee. Bună, Juliet! Aș vrea să-mi dai un sfat. Ce ai face tu cu o grămadă de dovleci copți? Pentru toată anul! Ce idee bună, Juliet! Treci pe la salon mai târziu și am să-ți dau un borcan. Mi-ar plăcea! Pe curând! Chiar dacă a fost un monstru adevărat... A fost adevărat! Uite-te la părul meu! Ar trebui să mergi la cumpărături! Monștrii, nu ies la lumina zilei. Dar dacă ies totuși... Dacă iese vreun monstru, ai prietenele alături care să-l muște de glezne. Fetelor, sunteți fabuloase. Uite ce am găsit, Lady Gigi. Cu asta o să arăt super tare. Arată minunat. Mersi, dar voi arătați și mai bine. Asta pentru că nu ai avut timp să-ți faci machiajul. Hai să căutăm monstrul. Haideți, fetelor. Da, vin acum. Acum, partea cea mai importantă. Și dovlecii mei? Uite, unchiule, am făcut gem din dovlecii care erau pe cale să putrezească. Poftim? Erau pentru decorațiuni. Ce dezastru! Nu mai aveau dovleci la magazin. Au! Degetul meu! Păi, trebuie să existe o soluție. Pe aici, după mine. A fost pe cutia asta! A fost pe cutia asta! A fost... Bine, Lady Gigi! Inspiră! Expiră! E Lady Gigi! Să mergem la ea! Lady Gigi! Oh, nu! Urmăritorile mele nu mă pot vedea așa! Îmi place stilul tău! Te iubim! Unde se duce? Nici o grijă! Am eu o idee! Vrei să vii să guști puțin gem? Gem? Dar cum o să-mi rezolve asta părul? Oh, stai! Ah!
Fabio? Fabio! Și pentru că i-am folosit să fac gem în loc de decorațiuni, e foarte trist. Am eu o idee! Treaba cu dovlecii e un dezastru! Un dezastru! Bună, Fabio! O zi rea pentru păr, draga mea! Păi, dezastrul ăsta poate fi reparat! Iar acum, tușa magică! Shopping style! Coafura perfectă pentru a merge la cumpărături de Halloween! Oh, Halloween! Iar eu sunt fără dovleci! Păi, am o surpriză pentru tine! Am făcut prăjituri cu dovleac și cu gemul de Halloween! Wow! Nu sunt doar decorative, dar prăjiturile astea se pot mânca! O să fie un succes! Cât Fabio mi-a aranjat părul, mă gândeam să mergem la cumpărături și să rezolvăm misterul! Da! Arăți așa curajoasă cu machiajul ăsta! Ador să merg la cumpărături cu voi! Și dacă există vreun monstru, sigur îl speriem! Bună, dragilor! Sunt din nou aici, gata de cumpărături! Azi niciun monstru nu mă va speria! Vreau doar să merg la cumpărături! Dar Lady Gigi e manechinul gonflabil care promovează modul! Vedeți, dragilor, monștri nu există! I love VIP pets! Fetelor, stăpâna mea mi-a cumpărat o placă de păr! Am să o încerc! Ca să vă arăt cât mă bucur să vă văd în sfârșit. Salut! Suntem animăluțele cele mai pasionate de coafuri. Ne bucurăm de aventuri din plin. Am sosit! Bună, unchiule Fabio! Scuze, m-am împiedicat și... Nici o grijă! Cel mai important este că ai venit să mă ajuți! Ești nepoata mea preferată! Dar sunt singura ta nepoată! Serios? Opa, așa! Săritură! Eu am ajuns prima! Hei! Bună, Taylor! Eu sunt Gwen! Îmi place părul tău! Ah, mersi! Ești foarte drăguță, Gwen! Prietene, ajung imediat, doar când am avut semnal Wi-Fi. Poate, în loc de Lady Gigi, o să-ți spunem Lady Wi-Fi. Hei! Bună, frumușelelor! Stăpâna mea a ars brioșele astea, dar cred că le putem mânca. Mersi! Sunt foarte bune! Mă bucur! În sfârșit! Abia așteptam momentul să vă cunosc pe toate! Adăugăm un ou de prepeliță, detergent de vase, 2 cârnăciori, conform rețetei, șamponul ăsta de casă curăță tot! Super drama! Wow! Oh, uite
ce linii are! Și ce accente! Cine e stilistul? Îl vreau! A venit dintr acolo. Trebuie să mai fie o intrare. Haideți! Dar nu e nimic aici. Doar vase și lucruri demodate dintr-un salon. Nu e nimic pe aici de văzut. Taylor, ești bine? E fantastic! Trebuie să încercăm! Juliet, Taylor, Alexia, Lady Gigi, Gwen. Hey! Bună! Ce șapcă chic ai! Bună, da, nu e rea, dar îmi place mai mult coafiura ta. Am făcut-o. A fost... E secret. Păi, coafiurile noastre le face un prieten. Ce prieten? Unul minunat. E cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat. Nu știi ce talentat e prietenul nostru cu pieptenele? Nimeni nu e ca el. Uite cum arătăm toate. Toate? Da, suntem un grup de prietene. Am să te prezint. Ele sunt Taylor, Juliet, Alexia, Lady Gigi și eu, evident, sunt Gwen. Bună, eu sunt Nila. Ce-ai pățit? Știți, eu am avut un mic accident la păr. Nu-i nimic, era cât pe ce să-mi fie mâncat părul de o placă azi dimineață. Ești așa drăguță, nici nu trebuie să-ți coafezi părul. Haide, dă jos șapca. Nu! Ce dezastru! Și ce mă fac eu acum? Nu trebuie să-ți fie rușine de nimic. Ești o cățelușă specială, indiferent de cum arăți. Ca să-l reparăm, există doar o singură soluție. Dar e în regulă? Da, este. Nu-ți face griji? Nu sunt așa sigură. Hai! E fantastic! Grăzat! Wow! Sunt de toate aici! Scaune pentru coafat, scafe pentru spălat, zona de așteptare... Și ăsta e sclipicitorul! Bună! Eu sunt Fabia. Ce repede te-ai întors, Gwen! Avem o mică problemă. Pentru asta, mai bine îl chem pe unchiul. Fabio! Măi, măi! Ce avem noi aici? Păi, am avut un accident. Slime, nu trebuie să-mi spui. Am văzut de toate lipite în păr. Sos de curry, gumă, praline cu ciocolată. Am avut chiar două cățelușe lipite una de cealaltă. Și au plecat fericite, fiecare separat. Vino să te spăl și hai să vezi ce pot să fac. Nici o grijă, Fabio este un geniu. Friend style. Hei, uite ce a făcut Fabio noi noastre prietene. Nila, arăți extraordinar. Am venit în grup. Coafuri și aventuri. Suntem VIP Pets. I love VIP Pets. Totul pentru record. Wow. Ce ne regulă cu ea? Lăsați-o în pace. Wow! Uite, un concurs de skateboarding. Au și categorie canină. Trebuie să particip. Mi-au placă de skateboard și încep să mă antrenez. Asta... avem o problemă. Cine e ăsta? Nu contează. Salut! Suntem animăluțele cele mai pasionate de coafuri. Ne bucurăm de aventuri din plin. VIP Pets, VIP Pets, prieteni, VIP Pets. Te ne oprit când suntem împreună. Coafuri și aventuri, I
cursuri online? Cred că nu o să o vedem prea mult pe Taylor zilele astea. De ce? Se antrenează intens pentru concurs. Am auzit că recordul mondial e de 3 bucle și jumătate. Și ea vrea să facă 4 bucle. E imposibil! Dar e visul ei, nu? Păi, face un efort foarte mare, trebuie să o susținem. Da! Prietenia e cel mai important lucru. De la atât a învârtit, părul ei arată ca niște spaghete. Bună, Chiara! Taylor se antrenează toată ziua. E foarte motivată. V-am spus! Ha? Asta e comanda greșită. Spray-ul de păr e special pentru câini sportivi. Nu-l pot folosi. Unchiule, cumpără-l. Va fi perfect pentru părul lui Taylor. Îl poate folosi în timpul reprezentației. Ups, o clipă. Crezi că ar trebui să-l păstrez? Sigur, unchiule, încearcă-l. Haide! Wow! Nici măcar o tornadă nu poate strica coafura. Nu văd nimic. Bună! Gwen la telefon! Suntem la mine la ora de relaxare. Vrei să vrei? Scuze, fetelor, dar nu prea am chef. Ce, Taylor? E din cauza concursului? Mai trebuie să mă antrenez. Părul îmi e un haos și nu mai pot continua așa. Și dacă mă opresc acum, n-am să pot câștiga concursul. Vreau să fiu singură. Iată, Taylor, trebuie să facem ceva. Trebuie să-i sunăm pe Fabio și Fabia ca să încerce să-i rezolve problema. Nu poate concura așa. Salonul FNF, alo? Chiara, ne trebuie o programare de urgență pentru Taylor. E o chestiune de viață și de moarte. Fabio! M-am antrenat foarte mult. Vreau să reușesc 4 bucle și să câștig premiul. Dar părul ăsta nu mă lasă să văd și nu pot. Putem folosi noul super spray. Vom vedea. Trebuie să rezolvăm haosul ăsta întâi. Și acum super spray-ul. Skater style. Oh, concursul va începe în curând. Noroc că prietenele tale au sunat la timp. Ce e, Taylor? Nu-ți place? Nu e asta, Fabio. Îmi lipsesc prietenele. L-am abandonat din cauza antrenamentului. Noi, sportivii de elită, suntem foarte singuri. Trebuie să facem ceva. Fetelor, tocmai am rezolvat problema lui Taylor. Acum e rândul vostru să mergeți la concurs ca să o susțineți. De data asta, Fabia are dreptate. Hai, VIP Pets! De data asta, acum... Doamnelor și domnilor, la categoria canină, direct din Glam City, iată-o pe Taylor! Oh, nu! Unde-mi sunt prietenele? Draga mea, hai să oprim asta. Vă reamintim că pozele cu blitz nu sunt permise. La cererea publicului îi dăm lui Taylor încă o șansă. Ce mă bucur că ați venit! Mi-ați lipsit! Te-ai antrenat atât de mult, Taylor! Asta e șansa ta! Wow!
locul întâi merge la primul cățeluș, care a reușit 4 bucle. Taylor! Sigur, dar era cât pe ce să strici totul cu blițul tău, Lady Gigi. Ce e important e că Taylor a fost răsplătită pentru efortul și antrenamentul ei. Nu, ce e important e că am învățat că n-aș fi putut reuși fără prietenele mele. Păi, trofeul ăsta nu e o nimica toată. Ia să vedem gustările. Sunt comestibile? Wow, ce gustos! Scuze, fetelor, trebuie să merg la baie. Vă mulțumesc foarte mult, fetelor. N-am să mai pun niciodată un concurs înaintea prieteniei noastre. Wow, uite, concurs de surf și o categorie canină. Trebuie să particip. Pe curând, fetelor. Păi, parcă eu deja vin. Nu contează. I love VIP pets! Sunt rază. Am adormit. Mesaj urgent. Taylor vrea să ne vadă cât mai repede posibil. Să mergem! Sunt rază. Ce voiam să vă spun e că m-am înscris la cel mai important concurs de dans din lume. Animăluțe în lumea dansului. Nu! Cum? Nu-mi place dansul foarte, foarte mult. Nici mie, nu am ureche muzicală. Dar lumea dansului nu e un concurs obișnuit. Este cel mai important concurs de dans pentru animăluțe din lume. Doar că noi... nu vrem să participăm, de fapt. Concursurile te fac un pic... competitiv. Un pic... mereu trebuie să câștigi. Mereu, așa e. Da, și asta ne face foarte agitate. Eu nu vreau mereu să câștig. Păi, de obicei vreau, dar nu acum. Vreau doar să mă distrez și să mă simt bine. Nu trebuie să fim pe locul întâi. Vă rog. De acord. Salut! Suntem animăluțele cele mai pasionate de coafuri. Ne bucurăm de aventuri din plin. VIP Pets. De ne oprit când suntem împreună. Coafuri și aventuri. I love VIP Pets. Animăluțe în lumea dansului. Ascultă, frate, ești tare! Dacă vrei să-ți ții freza și ceara nu funcționează, grăbește-te! Asta contează! Picudiul uscător și la prânz pe plajă! Hai, vino la noi, nu-i nicio vrajă! Pot să te întreb ce faci? Cânt rap! Salonul lui Fabio plănuiește să atragă mai mulți clienți cu sfaturi în rime. Rapul e depășit. E mai bine să facem un clip promoțional cu muzică chic și poze din salon. Am câteva idei. Nici gând! Stilul meu e copleșitor și evident câștigător. Da, și dezamăgitor. De acord, toți vor face un clip cu noi și cel mai bun va câștiga. Fetelor, excelent, bravo, mergem în direcția bună. Dacă o ținem așa, o să câștigăm. Așa mă gândeam. Taylor, ai zis că premiul nu contează. În plus, nu sunt motivată cu muzica asta. Și pe deasupra, începem să obosim. Da, e adevărat că cel mai important lucru e să te distrezi, sigur. Dar puteți să o luați de la capăt? Mi-a plăcut așa mult să vă văd dansând. Doar o mică schimbare. De data asta, Juliet și Gwen puțin mai coordonate. Iar Mila, puțin mai tare. Lady Gigi, Alexia, sunt în urmă cu pașii. Nu contează, pas cu pas. Poate luăm locul 3 sau 2, vicecampioane. Nu e rău, ce dezastru. Adică ne distrăm de minune. O țăpăială de căței o să ne prinde bine. Haideți, 5 minute pauză. În sfârșit. Pauza. Ce antrenament greu. Așa e. Dar sigur vor reuși. Da. Salonul lui Fabio e foarte influent. Salonul din viitor cu orice echipament. Zona de uscare a părului, coafură și spălare. Cele mai bune spray-uri de păr și vopsele. Culoare, culori, savoare, savori. E imposibil să fac ceva serios cu tine. Simt la fel. Ne trebuie un judecător imparțial. Chiara, de cine ți-a plăcut mai mult? Hai, Chiara, cine e cel mai tare până acum? Wow.
Pe locul doi de vrem să fim, va trebui să ne grăbim. Taylor, ascultă-mă, Taylor! Ce mai e acum? Nu mă pot concentra cu muzica asta. Nu am motivație. Ai grijă? Ai grijă? Haideți, fetelor, hai! Nu avem timp de pierdut. Să mergem, fetelor? Acum nu se uită. Haideți! Bine, cred că am scăpat de ea. În sfârșit, v-am găsit! Ce faceți? Odihniți? E timpul să exersăm! Haideți, fetelor, eu cred în voi! Nu mai e deloc distractiv. Poate ar trebui să ne ascundem până uită puțin de concurs. Ai dreptate! La tine acasă, Gwen! Repede! Bună ziua, prieteni! Fabio și Fabia vă prezintă noul salon de coafură. Unchiule, arată foarte bine! Da! Dubla asta e fabuloasă! Când suntem împreună, salonul pare mai mare! Și mai distractiv! Cred că am găsit un mod de a ne promova salonul! Tu ce crezi, Chiara? Da! Ce cursă distractivă! Da! Fetelor, credeam că vine în spatele meu! Se pare că sunt singură! Am exagerat cu antrenamentul? Cred că da! Dorința mea de a câștiga a stricat totul! Trebuie să vorbesc cu ele! Eu nu mai pot! Nu strica! Fetelor, sunteți aici? Închid ochii și o aud! Și eu o aud! Toate o auzim! Taylor e aici! Fetelor, sunteți aici? Păi, se pare că nu sunteți acasă! Adică, se pare că nu sunt aici! Dacă ar fi aici, mi-aș cere scuze! Știu că am fost puțin enervantă cu ambiția mea de a câștiga. Dorința asta m-a obsedat fără să înțeleg că prietenia e mult mai importantă. Aș vrea ca ele să știe cât de mult le iubesc. Sper să le văd mai târziu. Și dacă ele nu m-au iertat, o să fiu vicecampioană foarte singură. Trebuie să câștigăm un concurs. Am zis să câștigăm, adică locul 2. Sunteți aici? Ești prietena noastră și singura din lume care chiar crede în noi. Mergem la concurs ca să câștigăm un bine meritat loc 2. Suntem VIP! Ne lipsește un ultim detaliu. Bună, Fabio! Trebuie să ne ajuți. Am soluția pentru voi. Gata, Fabia? Voi avea nevoie de ajutorul tău. Sigur! Uite ce bine dansează! Oh, îmi place! Ne descurcăm de minune! Sigur vom câștiga anul ăsta! Taylor! I love VIP Pets! Bună dimineața, lume! Azi e o zi minunată! VIP Pets, bună dimineața! Sunteți gata pentru festivalul de muzică? Vom dansa! Ti-ti-ti-ti-ti! Salut! Suntem animăluțele cele mai pasionate de coafuri! Ne bucurăm de aventuri din plin! VIP Pets, VIP Pets, prieteni! VIP Pets, de neoprit când suntem împreună! Coafuri și aventuri! I love VIP Pets! DJ Gwen! Vedeți? Am subliniat toate trupele pe care aș vrea să le văd în festival! Și începe cu trupa asta, ferma câinelui. Aș prefera ceva mai optimist. I-ați auzit pe cei de la Mochio? Aș vrea și ceva pe care să dansăm. DJ Dance e cel mai tare, foarte la modă. O să vedem trupe foarte tari. Dar vom vedea că cel mai la modă acum e vocea trap. Mă rog, dar trebuie să-l văd pe DJ Dance. Vrei să mergi la festival? Nu prea-mi place aglomerația. Păi, eu ador festivalurile. Când eram tânăr, mă rog, mai tânăr, mergeam la toate festivalurile. Au! Asta pare să fi fost foarte de mult, într-o galaxie foarte, foarte îndepărtată. Am fost stilistul celor mai mari artiști. Serios? Sigur! Eu am fost creatorul părului tapat și apoi toată lumea l-a copiat. Da, sigur.
Tu ai creat și placa de păr. Corect. Iar acum toți o folosesc. Cu ce staruri celebre ai lucrat? Cu multe, multe. O să-ți arăt niște poze într-o zi. Dar nu prea cred că muzica trap e la modă. Nu-mi place atât de mult. Cel mai bine e să mergem împreună, nu? Suntem VIP Pets. Fără dramă. Și ultimul concert DJ Dance. Să dansăm! Nu văd nimic! E prea multă lume. Nu chiar nimic, eu văd multe picioare. Eu m-aș fi dus la concertul de muzică trap. Chiar dacă nu vezi scena, măcar poți dansa. De ce nu mergem să mâncăm ceva? Nu, hai să ne ocupăm un loc bun la următorul concert. Stai, mai avem timp înainte să înceapă și trebuie să mănânc ceva ca să am energie. Și eu vreau să pun o poză cu mâncarea pe internet. Sunt numai picioare în poza asta pe care ai făcut-o. Dar nu o să putem vedea nimic. Nu o să putem vedea nimic și dacă nu mâncăm și leșinăm. Nu țipa, mă stresez. Să respirăm adânc. Ne enervăm. Și asta nu va rezolva nimic. Gata! Mi-e prea foame. Bine, fetelor! Acum că am mâncat și am băut apă din fântână, credeți că ne putem întoarce la concerte? Eu aș prefera să merg la cumpărături sau la Fabio. Să mergem la Fabio? Mergem la Fabio mai târziu. Azi e o zi specială. Eu aș merge, dar lăbuțele mele sunt praf. Prefer să merg la Central Pet. Sigur! Hai să mergem la film! I-am spus, o să fii tare. Și nu știam cât de mult va vorbi lumea despre asta. Ani de zile. Deci ea a fost prima cu păr tapat? Chiar prima. Și tu ai creat stilul? Aha. Îmi place! Mai spune-mi, mai spune-mi! Ai văzut crestele punk? Acum va zice că el le-a creat. Păi, eu le-am creat acum mulți ani. Eram la Londra și... N-am putut să văd nimic. Sunt mulți oameni. Oh, din cauza concertelor, părul stă ca o comă de leu. Fabio, am nevoie de tine. Atunci intră. Mă coafez. Dar ce e cu fața asta? Ți-ai văzut DJ-ul preferat? N-a cântat încă. Ea e ultima, dar a fost un dezastru. Nu sunt dispoziție de a o vedea. Trebuie să fac ceva, dar ce? Știu ce e! Am să-ți fac un look pentru un concert. L-am făcut doar pentru ocazii speciale. Să zicem că e un look unic care îți va îndeplini toate visele. FNF, 100% natural, cu o rețetă secretă. Serios? Am să spun doar că, datorită acestei coafuri, DJ-ul tău preferat e și acum dedicat muzicii. Nu vine să crezi. Normal. DJ Dance? Exact, ea! Unchiule, eu te iubesc mult, dar nimeni nu crede asta. Hai să încercăm! Cred că, de data asta, coafura a reușit mai bine ca niciodată! Wow! Mi-a plăcut mult filmul! A fost foarte bun! Voi vedeți asta? Ha? Tare! Frumos! Îmi place foarte tare cum arăt! Haideți, fetelor, să ne întoarcem la concerte! Dar sunt prea mulți oameni! Nu o să vedem nimic! Nici o grijă! Veniți după mine și o să vedeți! Arată ca DJ Dance! Are aceeași coafură! Uite! Toată lumea ne face loc! Da! În primul rând e al nostru! De ce inventează poveștile astea? Și unde e placa de păr? Oh! Wow! Totul e adevărat!
Sunt șocată! Păi, nu chiar tot. De fapt, succesul lui DJ Dance nu se datorează coafurii mele. De ce nu? Ea și-a făcut-o. Avea nevoie doar de puțină încredere în ea. La fel ca Gwen. Primul rând, am reușit! Coafuri și aventuri! Suntem VIP Best! Ați văzut ultimul clip pe care l-am postat? Este un succes total! Vedeți? Inimă, inimă, stea, inimă, inimă! Ai atât de mulți urmăritori că ai putea readuce la modă bretonul cu sclipici! Ha-ha, sigur! Sunt influencer Gigi, cea mai faimoasă de pe internet! Poate ar trebui să-mi spun părerea despre bretonul cu sclipici? Mi-aș putea face iar o coafură deosebită! Pa, pa, prietenele lui Gigi! Cum? Se pare că celebritatea i s-a urcat la cap. Salut! Suntem animăluțele cele mai pasionate de coafuri! Ne bucurăm de aventuri din plin! VIP Pets, VIP Pets, prieteni! VIP Pets! Te ne oprit când suntem împreună! Coafuri și aventuri! I love VIP Pets! Gigi, cea la modă! Da! Postarea mea despre bretonul cu sclipici are succes! Un mesaj de la prietenele mele. O să răspund mai târziu. Ca să fii influencer, trebuie să muncești foarte mult. Ham? Ham! Și cu asta, dragii mei, e gata deja coafiura. Am văzut tutorialul ăsta de multe ori și nu pot face coafura asta. Nu-mi iese decât un look banal. E sfârșitul carierei mele. Unchiule, ce-ar fi să o facem împreună? Nu! Asta e o provocare personală. Poate ar trebui să facem ceva ca unchiul să-și recapete încrederea în el. Lady Gigi nu ne-a răspuns la mesaje și, în plus, n-a venit la yoga. Am văzut-o azi dimineață pe promenadă și fanii ei o urmăreau și făceau poze. Am, fetelor, puțină concentrare și acum poziția lotus. În ultimele minute a avut câte o părere despre orice. E obositor. Lady Gigi e aici. Lady Gigi! E imposibil să-ți iei un curs de yoga așa. Ai venit! Abia așteptam să te vedem. Pentru că nu ne-ai răspuns la mesaje, am crezut că poate ai uitat de curs, nu, Nila? Am fost ocupată să răspund fanilor. Și pentru că eu predau acest curs, eu spun fără telefoane. Bine! Așa, unde eram? Oh, lotusul! Haideți, fetelor! Doar un mesaj, n-o să se supere. Lady Gigi! Haide, Nila, nu-ți face griji. Da, știu, dar n-ar fi trebuit să mă supăr așa în timpul orei de yoga. Dacă prietenia noastră se rupe definitiv... Nila, asta nu se va întâmpla niciodată! Noi suntem VIP Pets! Sunt un stilist bun? Nu sunt. Sunt bun? Nu sunt. Nu sunt! Lasă asta, unchiule! Nu uita! Cine a inventat buclele inversate? Tu! Și cine are salonul cel mai tare din Glam City? Tu! Tu, doar tu! Da! Pot să o fac! Nu mă opresc până nu o să-mi iasă perfect! Unchiule, pot să te ajut, dacă vrei! Nu-i nevoie, draga mea! Să-i dăm drumul! Haide, Chiara! Vino cu mine! Bine, așa este, am fost puțin cam aspră, dar voi nu mă înțelegeți! Nu-mi place, nu-mi place! Fără prietenele mele, începe să fie cam plictisitor! Paie, de inimi, înghețată, vizualizări, duhnicele... Aș vrea să fac yoga cu prietenele mele! Îmi place mult tot ce spune! Mereu are dreptate! Și m-am supărat așa tare în timpul orei de yoga! Mi-e dor de ea! Lady Gigi! Un piculeț aici... și gata! Coafura deranjată a lui Fabio, că atunci când te dai jos de pe motocicletă, n-o să observ dezastrul! Să încercăm! Scuze, Fabio, dar trebuie să spun, coafura ta deosebită nu are nicio legătură cu a fi deosebit.
Unchiule, unchiule, ești bine? Ai dreptate, Chiara. E o coafură groaznică. Știi ce, Fabia? Coafura de eveniment deosebit poate are nevoie de 4 mâini pentru a o realiza. Mă poți ajuta, Fabia? Ești cel mai bun unchi din lume. Mi-e atât de dor de prietenele mele. Sunt extraordinare și au continuat să facă lucruri. Iar eu am fost puțin aspră cu prietenele mele. Nu are niciun sens să fii influencer dacă nu poți împărtăși asta cu cei pe care îi iubești. Nu-i așa? Trebuie neapărat să vorbesc cu ele. Ha! Ei bine, fetelor, voiam să vă spun ceva. Îmi pare foarte rău. Nimic nu justifică faptul că nu v-am ascultat, nici că am întârziat la cursul Nilei, deși nu-i frumos. Și mie îmi pare rău, Lady Gigi. N-ar fi trebuit să-ți vorbesc urât. E regulă! Ne lipsești! Vă iubesc, dragile mele! Ne lipsești! Vă gândiți la ce mă gândesc și eu? Da, fetelor! Mi-a lipsit yoga atât de mult! Mie tu mi-ai lipsit mult! Acesta este un eveniment deosebit și exclusivist. Cine vrea să încerce coafura noastră deosebită? Lady Gigi! Avem cea mai tare coafură la 4 mâini din tot Glam City! Pune muzică, Gwen! Exclusive event style. Incredibil! Ham, ham! Nu vrei să vezi ce se întâmplă? Categoric nu! Mă bucur de prietenele mele și nimic nu e mai important decât asta în momentul ăsta. Păi, se pare că și fanii tăi au învățat o lecție. Ce e viața? O iluzie, o umbră, o ficțiune. Și cea mai măreață faptă e mică. Toată viața e un vis, iar visele... iar visele sunt vise. Fetițo, te descurci foarte bine. Iubesc teatrul. Hei, uite! Casting pentru pisici, băieți și fete. E marea mea șansă. Hei, să joci ca o pisică nu e ușor. Știi deja ce ai de făcut. Da, am să dau tot ce pot. Miau! Și ce fac pisicuțele? Merg pe furiș, se mișcă cu eleganță, au răbdare și mai ales... Emoțiile mele câinești m-au trădat, am! Va trebui să mă controlez dacă vreau să iau rolul principal. Trebuie să mă concentrez mai mult. Miau! Miau! Cred că trebuie să repet mai mult. Cât e ceasul? Ce miroase așa? Salut! Suntem animăluțele cele mai pasionate de coafuri. Ne bucurăm de aventuri din plin. A fost delicios. Dar mirosea ciudat, nu-i așa? Poate au schimbat sosul. Nu, s-a simțit un miros urât toată ziua. Nu vă dați seama, dar noi, pisicile, avem un simț fin al mirosului. Da, da, sigur. Cu mirosul ăsta, nu pot intra în rolul de pisică. Bună, unchiule. Miroase ciudat. Sunt înfundate țevile. Nu mai funcționează nici cum. Oricât de mult folosesc pompa. Da, unchiule, cu mirosul ăsta nimeni nu o să mai vină la salonul nostru. Nici o grijă, Fabia. Le repar într-o clipită. Ce urât mi
miroase! Trebuie să aflăm de unde vine mirosul ăsta odată pentru totdeauna. Dar cum? Lăsați-mi seama mea! Cu abilitățile mele de felină am să rezolv acest caz. E un hamburger aici. Oamenii ăștia sunt așa neglijenți. Nu văd coșurile de gunoi? Poate mirosul vine de la hamburger. Nu, nu-i rău. E foarte bun. Ce e? Mi-era foame. Hei, agrafa pe care o ai? E un alt indiciu aici. Haideți! Am obosit deja de la atât de mult mers. Vine de acolo! Nu, fetelor, doar că asta mi-a scăpat. Chiara, tu ești! Ce? E căcuț de pasăre! Asta e ce simt și miros? Adică... Miau! Miau! Gata! Am făcut asta toată ziua! Dar împreună suntem mai puternici! Oh, ce e asta, unchiule? Trebuie să fie părul pe care l-arunc de fiecare dată când... Arunci părul acolo în fiecare zi? Dar, unchiule, părul nu se aruncă la toaletă! În afară de asta, risipești multă apă! Uite ce ai făcut! Dar e deja rezolvat! Oh, destinul tragic, miau! A încercat să-mi joace, miau! Peste! Chiara, nu mai încerca să faci pe pisica tristă! Respira adânc, inspiră, expiră! Am o idee! Cariera de pisică s-a sfârșit! Lăsată în voia propriei soți, fără... Nu mă miroase deloc urât! Trebuie să ajung la un casting și nu pot să merg așa! Și ce-ar fi dacă am merge la Fabio? Da! Eu și aici miroase urât! Bună, Chiara! S-au înfundat țevile! Chiara! Ce s-a întâmplat cu părul tău? Tocmai l-am aranjat! Oh, Fabio! Am un casting pentru rolul de pisică într-un film important! Dar o pasăre a făcut în părul meu! Și apoi VIP Pets au încercat să mă ajute și am ajuns udă toată! Ah, știu eu! O coafură specială! Sunt sigur că o să fiu observată la casting! Joci pisica foarte bine! Și o bentiță cu urechi de pisică! Fashion cat style! Mulțumesc foarte mult! Cu plăcere, Chiara! Și parfum de pisicuță! Ca să poți intra cu totul în personaj! Super, miau! La casting! Sunt grozave! Oh? Nu din nou! La coșul de gunoi, unchiule! Sper să mă aleagă pentru că m-am pregătit mult datorită vouă, fetelor! Poți reuși, Chiara! Ești cea mai bună! Da! Capul sus! Următorul cățel la castingul pentru pisica principală, Chiara! Trebuie să prinzi o pasăre! Scuze, prietene! Te-am rănit? Foarte bine, Chiara! Rolul e al tău! Da, l-ai luat! Ai fost atât de bună! Mulțumesc, fetelor!